Deja Vici a dat lovitura după moarte, este cu adevărat nebunie în SUA. Vânzările digitale ale pieselor semnate de Avicii au crescut, vineri, în Statele Unite, cu 6.000, după aflarea V subliniere Timorci de Jelui sublinierei productorului suedez. Per ansamblu, catalogul pieselor lui a fost descărcat, vineri, de aproximativ 25.000 de ori. Fac de 1000, cât înregistrase cu o zi înainte, scrie Billboard. Vânzările albumelor lui au crescut cu 12.000% pe 20 aprilie, până la 2000 de copii. Cel mai bine vândut single al lui din ziua de 20 aprilie, Vache meu, a înregistrat 8.000 de descreceri. O cre subliniere tere cu 6.100. Următoarele două cele mai vândute au fost Level sublinierei Hey Brother. DJ-ul suedez Avicii, pe numele său real Timberlind, a murit vineri, la vârsta de 28 de ani. El era diagnosticat cu pancreatit.